Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina după o pauză de deja, cred că 3 săptămâni. De ce am făcut pauza asta, nici eu nu pot să vă spun exact. Probabil a fost vorba de vreme, a plouat foarte mult aici și mi-a dat o stare foarte nasoală. S-a mai întâmplat și viața între timp și sincer vă zic că mi-este foarte greu să revin acum, nu pot să vă explic exact de ce. Dar voi încerca să mă întorc la rutina de a posta câte un clip în fiecare duminică. Cum era aia? It's not you, it's me. Pur și simplu, cred că am și simțit cumva nevoia de o mică pauză și aia a fost. Oricum, cum am zis, o să încerc să mă întorc la vechile obiceiuri. Sper să-mi și iasă. Sper că odată cu schimbarea asta a vremii să în ceva mai stabil, ca așa pare, să pot să mă stabilizez și eu și să mă întorc la ale noastre. Pentru astăzi am zis că ar fi foarte drăguț să vă spun câteva cuvinte despre o carte pe care deja am terminat-o de ceva timp și n-am apucat să vorbesc despre ea, bineînțeles. Este vorba despre The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Ea este Shirley Jackson, v-am mai povestit despre o carte scrisă de ea acum ceva timp, care se numea We Have Always Lived in the Castle, altfel spus, întotdeauna am locuit în castel, ceva de genul. Asta este o carte care se vrea mai puțin populară decât aceea, dar odată cu serialul făcut de cei de la Netflix, cred că și-a câștigat o popularitate mult mai mare și asta mai mult la noi, sau mă rog, mai mult peste tot, unde oamenii se pot uita la seriale. Despre ce este vorba în cartea asta? Așa cum probabil nu vă așteptați, este vorba despre un doctor în științe parapsihologice, foarte interesat de tot felul de evenimente din astea neobișnuite, care află că există această casă care se numea, evident, Hill House, aflată undeva într-o regiune de stupoare deal, și află că se întâmplau niște evenimente neobișnuite. Dorind să scrie o carte legată de această casă, hotărăște să contacteze mai multe persoane de care aflase din presă sau din salvarea care tocmai trece, nu știu dacă o auziți, să afle adresele lor, mă rog, și să le scrie acestora încercând să-i contacteze în vederea petrecerii unei perioade nedefinite în această casă, tocmai pentru a vedea dacă într-adevăr se întâmplă lucruri. Persoanele astea erau speciale deoarece mai trăiseră evenimente supranaturale, mai fuseseră martori la tot felul de evenimente parapsihologice sau cum se numesc și crezând că sunt mai sensibile, se gândea că probabil rezultatul va fi unul foarte norocos și bun pentru el, mai ales că își dorea să câștige destul de multă notorietate cu cartea pe care urma să o scrie. Acestea fiind spuse, omul trimite foarte multe scrisori, primește, bineînțeles, mai puține răspunsuri decât trimisese el, decât oamenii pe care îi contactase, decât numărul oamenilor pe care îi contactase, mă rog, înțelegeți ce vreau să spun, și la final, când trage linie, reușește să aducă alături de el doar trei alți oameni, dintre care unul este proprietarul casei, mai exact un viitor proprietar, pentru că era momentan doar nepotul oficialei proprietărese, dacă există cuvântul, al Hill House. Apoi mai avem o artistă numită Theodora, pe moștenitorul chema Luke. Asta pentru cei care au văzut și serialul și să facă așa niște legături, că totuși subiectul este cam diferit un pic. Adică nu subiectul, nu e subiectul diferit, cât personajele sunt un pic altfel. Și acțiunea e un pic alta. Da. Și a treia persoană pe care o cooptează avea numele de Eleanor, o ființă care avusese grijă de mama ei până aceasta dăduse obștescul sfârșit și care, aflându-se într-o situație un pic mai delicată, nu prea își găsea loc așa în viață, în societate, în lume, hotărăște să accepte și ea invitația doctorului nostru. Astfel, aceste patru persoane, incluzându-l bineînțeles și pe doctor, petrec o anumită perioadă în acest Hill House. Bineînțeles că se va întâmpla ceva. Cum se va întâmpla și în ce fel, nu o să vă dau eu spoiler să vă spun. Pot să vă spun doar că se întâmplă când te aștepți mai puțin. Se întâmplă într-un mod foarte mișto, descris și
foarte mișto. Chiar dacă este doar o carte, îți dă niște fiori așa reci pe șira spinării, chiar nu m-am așteptat la asta și asta vă spune o persoană care de obicei anticipează chestii în cărți, în filme, am să zicem talentul ăsta. E, uite că de data asta nu am mai putut să anticipez și mi-a plăcut foarte mult din motivul ăsta. Ce mi-a mai plăcut? Că deja am intrat în partea asta. Mi-a plăcut faptul că e scrisă foarte modern, cel puțin așa am perceput-o eu. E super distractivă pentru că are multe faze de astea umoristice. La un moment dat îți creează impresia că ești, cum să zic, îți creează impresia că și personajele din carte gândesc exact la fel ca tine. Aha, o să se întâmple nu știu ce, da, sigur, și după aia o să ne ducem și o să plângem. Îmi place foarte mult că personajele sunt ironice, fac haz de necaz și apoi când se întâmplă chestia, apoi se întâmplă chestii, nene. Da, ce mai vreau să vă zic interesant despre cartea? Ce nu mi-a plăcut? Poate că finalul puțin, mă așteptam la un pic altceva, mie mi s-a părut prea brusc cumva, dar mișto, adică mișto, dar parcă mă așteptam la puțin mai mult, nu știu de ce. Eu bănuiesc că mă așteptam la mai mult pentru că văzusem la un moment dat pe Goodreads că scrisese cineva că vai, finalul este absolut înfiorător și nu, pentru mine n-a fost, dar nu pot să zic că nu mi-a plăcut, mi-a plăcut, doar că mă așteptam la mai mult. Când a fost scrisă cartea? Asta mă pregăteam să zic, a fost scrisă în 1959 de Shirley Jackson, așa cum am mai spus. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că ea și-a bazat cartea, din câte am înțeles pe net, pe un, nu un studiu neapărat, dar pe niște documente care arătau exact o obsesiune de petrecut timp într-o casă bântuită a unor oameni din secolul XIX. Deci chestia e că și-a bazat cartea pe ceva ce deja există, nu copiind experiențele oamenilor lor, dar inspirându-se exact. Și după ce a citit acele studii asupra unor case bântuite din secolul XIX, s-a gândit ce idee mișto ar fi să pot să fac și romanul meu. Apoi a găsit o poză într-un ziar, din câte am înțeles, cu o casă care îi se părea ei că ar fi bântuită, i-ar fi plăcut așa să... Din câte am mai citit pe net și sper să nu mă înșel, dar n-am fost foarte atentă la partea aia, chiar poza respectivă ar fi avut vreo oarecare legătură cu familia ei, pentru că străbunicul ei ar fi fost arhitectul acelei case, dar nu bag mâna în foc pentru informația asta, așa că nu mă credeți 100% că nici eu nu sunt sigură, doar căutați pe Google, poate aflați ceva mai mult decât am aflat eu și dacă aflați, spuneți-mi și mie. Când se petrece acțiunea? Mi se pare că prin anii 30 sau 40, uite că asta n-am reținut. Deci în secolul trecut nu e în 1800 sau ceva? Nu, e în 1900 și ceva. Cel puțin așa am reținut eu. Da, și mi se pare că a scris-o foarte mișto. Pot să vă spun doar că mi-a plăcut mai mult decât We Have Always Lived in the Castle. O altă informație foarte importantă, cred eu, este că există tradusă și la noi cu denumirea Casa Bântuită la editura Litera. Deci o găsiți sigur și are coperta ca posterul filmului făcut de Netflix, serialului, că e serial. În cazul în care sunteți curioși sau cum sunteți voi de serial, o să aveți un link aici, cred că asta e partea corectă, că am făcut un clip și despre serial la un moment dat. Și ce aș mai putea să vă mai spun e că i-am dat 4 stele, mi se pare. Stephen King o recomandă, este un clasic modern. Bine, acum știi cum e asta cu Stephen King recomandă. El recomandă de toate, orice, mai ales chestii mai vechi sau poate chiar și mai noi. Și cred că este și eu un joc al editorilor de a pune Stephen King recomandă, pentru că automat Stephen King plus este horror equals love. Deci, dar ce mai vreau să vă mai spun, pentru mine nu-i barometru, este că e foarte mișto scrisă. Nu știu cum e traducerea în română, în cazul în care ați citit-o voi deja în română, ziceți-mi și mie cum e. În cazul în care ați citit și chestii scrise de ea, altele în afară de asta, ziceți-mi și mie cum vi s-au părut, că mă interesează foarte mult să mai citesc. Și Neil Gaiman o recomandă și ce am vrut să zic, are niște fraze atât de frumos scrise, are niște fragmente atât de mișto scrise, îți creează o atmosferă absolut deosebită. Știi că citisem și ție un fragment cu bufnița care stătea și casa ce aștepta, nu știu, îți creează așa o atmosferă mișto, m-a plăcut foarte toamna. Mult. Da, e de citit toamna sau primăvara ploioasă, cum am avut oricum vremea asta, că tot așa nasol a fost, că aveai impresia că e toamnă la un moment dat.
Da, deci mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă i-am dat 4 stele, nu știu de ce i-am dat 4, am avut un impuls să nu-i dau chiar 5, că mi se pare că pentru sufletul meu nu e de 5. Și un alt fapt foarte mișto, cel puțin mie mi se pare foarte reușită coperta. Deci foarte reușită. De ce vă spun asta? Pentru că la un moment dat se întâmplă o descriere a casei și ți se spune că, cum te uiți tu așa la ea, ți se pare că ceva strâmb, dar nu poți să pui degetul exact pe ea și să zici ce. It's a little bit crooked, cum ar fi. E, și cartea asta de fiecare dată, deci când te uiți așa la ea, de fiecare dată când o țineam în mână după ce coboram din tramvai sau nu știu ce, dumneavoastră mai citeam eu, aveam mereu impresia, aveam așa mereu tendința să pun pe asta așa, dar de fapt nu, nu e cum trebuie să fie normal pentru că e invers. Și îți creează așa o senzație, la fel cum mi-a creat și casa, descrierea casei din interiorul cărții. Și da, mi se pare o copertă super reușită, mai ales dacă o și citiți și înțelegeți care e faza. Nu are legătură cu filmul decât prin, nu știu, prin nume, prin casă și prin numele personajelor. La un moment dat se aduce în discuție că ar fi fost proprietatea acestor Crane, familiei Crane, dar cred că, mi se pare că așa era numită și familia din film, dar am impresia că asta ar fi cam singura legătură. Acțiunea nu se petrece în anii 90 ca în serial, deci sunt multe, multe diferențe, dar o să vă invit pe voi să le descoperiți, pentru că eu zic că chiar merită. Până data viitoare, când o să povestim despre alte lucruri pe care le-am văzut sau pe care le-am citit, vă aștept în comentarii să-mi ziceți cum vi s-a părut cartea în cazul în care ați citit-o sau în cazul în care aveți alte recomandări de același tip. Vă aștept tot acolo să discutăm, să vorbim, că n-am mai vorbit de mult, și până data viitoare să aveți o săptămână mișto. Pa!